găsit la Hai să fim super! Astăzi l-am invitat alături de mine pe un om extraordinar, un suflet mare, un luptător. Și nu spun asta gratuit, pentru că am avut onoarea să-l cunosc într-un alt show aici la ProTV. Am învățat de la el să fiu uman, să fiu un om bun, dar în același timp să fiu o femeie războinică. Doamnelor și domnilor, Cătălin Moroșanu. Cătălin, îți mulțumesc din tot sufletul că ai acceptat invitația noastră. Eu îți mulțumesc, Gianina, pentru această prezentare foarte frumoasă. Am spus și eu, din suflet, pentru și că eu te-am spun cunoscut. Din suflet, pentru că ne-am cunoscut într-un show TV și ți-am văzut ambiția ta mereu să... Te-am văzut cum îți doreai foarte mult să demonstrezi că ești bună și că ești capabilă și până la urmă despre asta este vorba în viață, trebuie să ne depășim de fiecare dată. Așa că așa să știi e. Că și onoarea este din partea mea că m-ai invitat la această emisiune. Cum era Cătălin în copilărie, când era mic? Mereu am ascuns această latură, știi? Pentru că mi-a fost frică să fiu vulnerabil în fața persoanelor. Cătălin, când era mic, era un tip foarte, foarte introvertit. Mereu eram băiatul lui mama, știi, băieții rotofei. Da, da. Așa, da. Grăsuți, rotofei și exact stilul ăsta de băiat am fost și am fost introvertit. Nici n-am avut așa parte de dragostea părinților foarte, foarte mare cum o au copiii în ziua de astăzi și... Erau pe stilul clasic părinții, nu erau munceau te pup, salut, Cătălin, sau nu aveam chestiile astea sentimentale și după aia din clasa 5-a am fost și la cămin, așa și la un cămin și mi-a fost greu că interacționam cu alți copii, că erau mai mari ca mine și acolo era bullying, să vezi acolo, nu ce se întâmplă acum. A fost foarte greu la început pentru mine și mereu nu am reușit să scot acel eu din mine. Mereu am fost mi s-a dat așa o palmă peste cap, tu tași din gură că tu nu poți mai mult și ești mereu același țăran de la țară, pentru că mereu eram mă spuneau mie țăranul, bă, unde, da. Unde este? Da, pentru că stăteam la un sat de la 18 km de Iași, bine, acum e aproape. Trăim în epoca vitezei, dar atunci trebuia să fii cu trenul, trebuia să mergi cu nașul, era o întreagă poveste până să ajungi de la Grajduri la Iași, că satul se chema Grajduri. Și în momentul când am ajuns la Iași în clasa 5-a, mereu, uite, m-a venit țăranul ăla, uite, m-a venit țăranul ăsta să învețe sau ceva de genul. Da, dar uite că te-a ambiționat chestia asta. Să știi că am suferit foarte mult. Încrederea în propria mea persoană era foarte, foarte, foarte slabă și mereu îmi doream să ies din coconul ăla. Și mereu vreau să demonstrez că, uite mă, sunt deosebit. Eu eram deosebit tot timpul, eram, pentru că eram roșcat, eram pistruiat, da. Eram mereu, nu știu, o pată de culoare oriunde mergeam. Aveam și porecle, eram portocală, eram morcoveață și mereu am fost inhibat să pot să ies la suprafață. Și din frustrarea asta pe care am avut-o eu, în clasa a noua, m-am apucat de rugby, m-am apucat de sport pe formație. Și cum am apucat? Era la un moment dat un băiat în clasă cu mine și făcea rugby. Și toată lumea îl respecta. Mamă, uite la rugbyist, da, hai, se duce, joacă la nu știu ce echipă. Și ai văzut chestia păi asta. Și l-am văzut că toată lumea îl respectă pe băiatul ăla și când am văzut chestia asta, ia-mă să mă scriu și eu la rugby, să văd și eu cum e să fii respectat față de acei colegi. Și uite cum m-am înscris la rugby și sportul în general, îți dă o încredere foarte mare în propria ta persoană. Și după ce m-am apucat de rugby, am început să am încredere în mine. Pentru că altfel, când, nu știu, ieși în competiție, ai altă încredere în tine, în propria tale forțe, te mobilizezi altfel, reușești să ai o interacțiune socială cu diferite persoane, da, mai ales da. Din colegii tăi de echipă. Și m-am apucat de rugby și am scăpat de aceste frustrări. Și acel Cătălin a început să iasă la suprafață și mă bucur că am făcut chestia asta. De asta vreau să recomand tuturor copiilor care au această problemă de a ieși la suprafață și de a reuși să iasă din partea lor introvertită să se apuce de sport. Este foarte important și în viață să faci chestia asta. Cătălin, știu că o mare parte din copilăria ta ai petrecut-o în pădure, ca să zic așa. Da. Ai avut vreo experiență mai puternică care te-a marcat legată de zona asta a copilăriei tale?
Păi am crescut în pădure, mă punea tata să pas cu oile, îmi punea să plimbunez vaca prin pădure, câteodată vaca o lua la fugă, nu mai găseam. În același timp am intrat și în comuniune cu natura. Mereu, ba, mâncam frunze, ba, mâncam măcriși, era o fel de o plantă pe care o mâncam timpul. Da. Nu știu, căpșuni, fragi, căpșuni sălbatice, fragi, mere, cireșe, adică am crescut sănătos în partea aia și poate și din cauza asta m-a făcut puternic. M-a făcut să am un sistem imunitar foarte puternic și m-a ajutat în viața de zi cu zi și m-a ajutat și în cariera sportivă la fel. Am crescut sănătos, omul de la țară, știi? Un moment destul de greu a fost pentru mine, momentul când aveam, nu mai țin minte cât aveam, 12 ani sau... Și acolo lângă mine aveam un iaz. Și acolo țin minte că veneau copiii și se scăldau acolo. Și la un moment dat, cum eram eu, bine, iazul era aproape de cantonul Silvic. Și la un moment dat a început să strige unul: Cătălin, 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 că se neacă cineva. Și m-am dus în momentul ăla. Nu știam ce să fac, a fost un moment destul de dificil, că nu știam cum să reacționez. Aveam și 12 ani, de unde să știu. M-am aruncat în apă. Da, m-am aruncat în apă după copilul respectiv. Așa, țin minte că ieșeau bulbuci, ieșeau mulți bulbuci așa și m-am dus exact în zona aia unde ieșeau bulbuci. Și m-am băgat sub apă, efectiv dădeam ca disperatul cu mâinile să-l găsesc și imediat cum am dat acolo, i-am prins mâna. Nu știu dacă ții minte tabloul al lui Da Vinci, știi, când... Da, da. Exact ceva de genul a fost când efectiv l-am prins pe copilul ăla, l-am tras din apă, îl tăgeam așa, era așa cu ochii deschiși, era... Și țin minte, și nu exagerez când vă spun chestia asta, vedeam filmul Baywatch. Cred că bați minte filmul Baywatch. Era preferatul meu. Și am făcut exact cum se făcea la filmul ăla Baywatch. Am făcut respirație gură la gură la copilul ăla. Țin minte când îi băgam aerul ăla în plămâni, simțeai că trebuia să ții de nas și îi băgai așa, sufai aerul așa în plămâni și simțeai cum se umflă. Și am zis, am avut la un moment dat, când am simțit că îl pierd, am chemat-o pe mama nici nu știa cum să reacționeze. Și singurul pe care l-am făcut asta știu să fac, că l-am pacăsetat acolo. Și am simțit atunci că își închide gura și în momentul când și-a închis gura, am simțit că îl pierd. Și i-am desfăcut gura iar încă o dată cu mâinile și am suflat mai tare în plămânii aia. Și la un moment dat își revine, se ridică panicat. Eu am rămas uimit, că era efectiv aproape mort, s-a trezit și atât mi-a zis: Cătălin, Cătălin, trebuie frumos să scoți apa din burtă. Și în panică a luat-o la fugă prin pădure, că... Da. Și acum, aia a fost un moment foarte greu pentru mine, a fost un moment traumatizant. Și acum, când țin minte că m-am întâlnit cu băiatul respectiv, are o familie, e însurat. V-ați mai văzut, da? Da, m-am mai văzut cu el și... Mă bucur că mi s-a întâmplat chestia asta. Pentru că, uite, Dumnezeu mi-a dat ocazia să salvez o viață. Cum e vorba aia românului, prima trebuie să faci o casă, să salvezi pe ceva la nec și mai era încă ceva, nu știu, trebuia să mai faci. Să plantezi un copac, bravo. Da. Bă, mi-a dat Dumnezeu toate chestiile astea, am făcut o casă, am făcut și am salvat un om și am plantat și mulți copaci. Adică asta, cred că mi-am făcut datoria morală față de Dumnezeu. Da, cred că fiecare experiență de genul ăsta ne transformă, nu neapărat că ne maturizează în momentul respectiv, dar ne marchează într-un anumit fel. Cătălin, cu cine te-ai înțeles mai bine când erai mic, cu mama sau cu tata? Clar că m-am înțeles cel mai bine cu mama. La început, mama a fost foarte dură cu noi, știi? Noi mereu își dorea să luăm note mari, câteodată ne mai altoia și nu-mi convenea chestia asta. După aia, atunci tatăl nostru era mai apropiat de noi, pentru că el se ducea la servici, venea seara, nu prea interacționam cu el toată ziua, dar cu mama tot timpul stătea și nu înțelegeam de ce
mă bate și tot timpul m-am enervat pe chestia asta. De ce, mamă, că tu o iubeai foarte mult, adică... Nu, nu aveam percepția de iubire atunci, Gianina. Nu, pur și simplu era maică-ta care, dacă tu nu învățai, te-al toia, scurs prinzător. Era, nu era mare poveste. Dar am început să mă înțeleg bine cu mama mea la vârsta de 14 ani și am început să înțeleg ce a făcut ea pentru mine și fratele meu, că și-a sacrificat tinerețea și a sacrificat viața ca să crească pe noi. Și la vârsta de 14 ani, ții minte că a murit mătușa mea, tante Mariana, Dumnezeu să o ierte, și atunci mama mea s-a pus în brațele mele și a început să plângă. Și atunci, pentru mine, la vârsta de 14 ani, m-am simțit un bărbat adevărat, te vine mama, care avea autoritatea asupra ta, și atunci mama a început să vorbească cu mine, a început să-mi zică, uite Cătălin, câți bani eu din salariul ăsta, uite câți bani vă dau vouă să vă duceți să faceți naveta la școală. Și ai început să înțelegi. Și am început să înțeleg, că atunci n-am înțeles-o niciodată, pentru că nu a vorbit cu mine, pentru că n-am comunicat cu mine. Dar cred că atunci a fost momentul, poate dacă îmi spuneam mai devreme, poate nu înțelegeam. Sau poate nu eram pregătit. Corect. Să pot să înțeleg lucrurile astea. Și de atunci m-am legat o prietenie foarte mare cu mama mea, pentru că am apreciat-o din foarte multe puncte de vedere. Și acum mama, încă am o relație foarte, foarte apropiată, chiar discut cu ea foarte multe chestii. Și de altfel și tatăl meu a trecut pe o perioadă mai dificilă. Tatăl meu este un om mult mai spiritual, are așa o inteligență născută și pe amândoi părinții iubesc la fel de mult, pentru că dacă nu erau ei, nu mai eram eu ceea ce sunt în momentul de față. Și le mulțumesc pentru faptul că și-au sacrificat foarte multe lucruri ca să ne crească pe noi doi. Mulți dintre noi știm că ești un luptător, ești un om extraordinar, cu un suflet extraordinar, dar poate mulți dintre noi nu știm cât de bun era Cătălin Moroșan la școală, ce facultate a făcut și ce studii are Cătălin. Da, mereu mi s-a înrădăcinat de către părinții mei să ajung cât mai sus. Mama și-a dorit să fiu polițist. Tatăl și-a dorit să fiu tehnician civic sau pădurar, pentru că n-a trebuit unul dintre cei doi copii să ducă tradiția mai departe. Dar în cele din urmă m-am înscris la facultate de drept, Alexandru Ioan Cuza, cu gândul să ajung avocat. Și culmea, că n-am ajuns avocat, bine, am terminat facultate de drept, sunt jurist ca profesie, în același timp am terminat și Colegiul Național de Apărare, una dintre cele mai bune școli din cadrul Academiei Militare Române. Și în momentul de față sunt masterand la geopolitică, la Universitatea Dunărea de Jos. Și poate pe viitor îmi doresc foarte mult să merg și în partea universitară, să fiu asistent universitar, să-mi dau și doctoratul, pentru că îmi doresc foarte mult să merg pe partea de marketing sportiv. Am experiență în așa ceva. Știu cum se creează un brand sportiv, știu cum trebuie vândut un brand sportiv și vreau să merg și pe partea de mentoring, pentru că am avut o viață și o carieră frumoasă și de la anumită vârstă trebuie să încerci să dăruiești anumite chestii, să le dai give it back mai încolo tinerii generații sau oamenilor care te urmăresc sau care te admiră. Și cred că visul meu este să fiu mentor pentru mulți copii sau mulți oameni. Pentru că, de fapt, scopul în viață cam ăsta este, la un moment dat. Tot ne îngrijim de familie, să copiii să crească, le luăm câte o casă, le luăm câte, nu știu, câte o mașină, dar, până la urmă, trebuie să lași ceva în urmă. Și cred și că, să fie un exemplu pentru generațiile viitoare. Să zic că nu sunt un exemplu, Gianina, sau nu sunt un om bun. Mereu, toți spunem că suntem buni. Toți spunem că sunt buni, toți spunem că suntem niște exemple sau că sunt un exemplu pentru... Poți fi. Pot fi, dar nu sunt un om bun. Toți suntem și buni și răi. Suntem alcătuiți din bine și din rău. Și nu mă consider un om bun. Sincer, nu mă consider un om bun. În același timp, nu consider că sunt un exemplu pentru ceilalți din jurul meu.
Nu consider chestia asta și nu spun ca să, mă consolez tu la un moment dat. Știu, dar mi se pare că ești foarte dur cu tine. De ce schimbarea asta? Adică eu personal, fără să perii pe cineva în momentul ăsta, pe tine în ceea ce te privește, n-aș putea să fiu de acord cu tine. Pentru că te-am cunoscut personal și știu ce suflet are Cătălin Moroșanu și știu că de multe ori ai ținut niște speech-uri din astea motivaționale care pe mulți dintre noi ne-au marcat și ne-au schimbat într-un anumit moment al vieții noastre și poți fi un exemplu pentru generațiile viitoare. Da, e normal că avem momentele noastre în viață, când, nu știu, momentele pe care nu ne-am fi dorit să le facem sau, dar uite că și momentele alea ne marchează. Spre exemplu, tu ai fost descoperit când ai bătut 3 bodyguards de ai lui Mazăre. Și acolo a fost descoperirea ta. Poate în momentul ăla nu erai mândru de tine sau astăzi spui că n-aș fi făcut chestia asta atunci. Dar atunci ai fost descoperit și cred că fiecare lucru pe care îl facem în viață, nu știu, universul lucrează la destinul nostru. Așa este. Eu cred că toți avem un destin. Și culmea, că aud foarte multe persoane care spun destinul îl fac cu mâna mea, că eu am împins. Credeți-mă, în clasa, eu vă spun realist vorbind, nu în clasa, în anul 2 de facultate, m-am bucat de kickboxing. Da. Dintr-o întâmplare. Am fost să mă duc să slăbesc. Că începusem să pun burtică și hai să-mi fac kickboxing de plăcere. Dintr-o întâmplare m-am dus acolo. După 3 luni de zile m-am avut antrenorul meu. După 3 luni de zile. Țin minte că m-am luat cu mașina la un moment dat și m-a dus așa la un magazin foarte cunoscut și, bine, nu pot să spun numele magazinului că fac reclamă acum, dar el era un reper în orașul Iași. Uh-huh. Și din cauza asta mie mi-a rămas pe creier în magazinul respectiv și mi-a spus că trebuie să fiu un mare campion. Și imaginează, Gianina, cum eram eu la vârsta aia, aveam 86 de kilograme, aveam părul ridicat în sus, 1,80, n-aveam nicio perspectivă să fiu mare campion, pentru da, că da. Trebuia să ai anumite calități fizice, să fii, cum să spun, să fii înalt, să fii forțos. Eu nu aveam chestia asta. Mi-a spus să ajung mare campion antrenorul meu Mihai Constantin, care pentru mine este un al doilea tată și un prieten foarte bun. Acest om a fost singura persoană, cred, la momentul respectiv, care a crezut în mine. Și nici eu n-am crezut în mine, da, păi altcineva. Și uite că după atâția ani de zile se pare că antrenorul meu a avut dreptate și am avut calități să pot să depășesc anumite limite pe care nu credeam că o să le depășesc. Și mă bucur foarte mult că am reușit să reprezint România la cel mai înalt nivel. Și pentru mine o satisfacție imensă. Dar, repet, n-am plănuit odată în viața mea că o să ajung eu luptător K1. Într-adevăr, după ce am intrat în hora asta a luptelor, mi-am imaginat că o să vreau să-mi doresc să ajung în Final 16 în Tokyo, în Japonia, de exemplu. Pentru că clar că e bine să ai un țel foarte înalt. Corect, da. Ca să poți să mergi mai departe. Și e bine să fii și idealist. Pentru că pe mine atunci nu mă interesau banii. Eu m-am bătut pe 100 de euro prima oară la o gală profesionistă. Sau, nu știu, 200, 300 de euro, luam foarte puțin bani. Pe mine m-a interesat doar să ajung... Performanța. Să mă lupt la cel mai înalt nivel, exact, performanța. Și odată cu performanța au venit și banii de la sine. Asta nu înțelege noua generație de sportiv care practică acest sport frumos. Și le-am zis, băi, gândiți-vă în primul rând să vă depășiți pe voi, să aveți un vis pe care trebuie să vi-l urmați. Și vă spun că banii o să vină de la sine. Uitați-vă interiorul vostru și să vreți voi mai mult. Nu vă uitați, aia vă câți bani îmi dă, nu mă lupt, dar nu-mi convine chestia aia sau nu-mi convine chestia aia. Pentru că contează foarte mult să ai și un caracter disciplinat, un caracter frumos, care să mereu să aibă acea viziune de mare. Și sunt niște calități pe care trebuie să le aibă un sportiv ca să ajungă la cel mai înalt nivel. Revenind la întrebarea ta, da, într-adevăr, m-am dus la o preselecție Super Combat, organizată de promotorul Eduard Irimia, căruia îi mulțumesc foarte mult că m-a promovat și m-a descoperit, am o recunoștință față de el.
Și acolo, pentru prima oară, m-am bătut într-un ring de profesioniști. Nu m-am luptat în viața mea, nu știam cum mai meciuri oficiale. Și uite așa, m-am luptat cu un bodyguard de la Radu Mazi, l-am bătut pe ăla, după a venit șeful lui, lasă că să-l bate pe moldoveanul ăla, că ce mă, ce cu ăsta, știi? Și l-am bătut și pe ăla. Și atunci am întrebat, cine e ăsta mic care îi bate pe ăștia mari? Că lumea și-a pus întrebare, de unde l-ați găsit pe ăsta? De unde a apărut? Ăsta micut, cu păr ridicat în sus, toată, vă spun, aveam 80 ceva de kilograme, nu aveam 100 cât am acum. Și m-a văzut și prietenul meu, Radu Petreanu, de la Vacanța Mare, care era un om foarte în vog atunci, pe, la momentul respectiv. Și împreună cu promotorul de Dorimia m-a promovat, mi-a spus Cătălin, hai că o să ajungi acolo. Și uite că cu ajutorul acestor oameni am reușit să ajung unde am ajuns în momentul de față. O ultimă întrebare, sunt foarte curioasă, care sunt planurile tale din punct de vedere profesional pentru 2021, dar și personal? Eu am mai multe planuri în viața mea, știi? Îmi doresc foarte mult să deschid o academie de arte marțiale. Asta vreau, o academie de arte marțiale, să fac un templu al artelor marțiale, să am o sală imensă, să vină copii să facă sport, de exemplu să fie o sală de kickboxing, o sală de MMA, o sală de lupte libere, o sală de judo, o sală de kyokushin, o sală de mai multe ramuri. Asta îmi doresc. Practic îți îmbin și planurile personale cu cele exact. Profesionale. Pentru că sunt bun în chestia asta, pentru că știu ce să-i spun unui sportiv. Bă, fă aia ca să poți să ajungi acolo. E foarte importantă chestia asta. Și visul meu este să las o academie. Uite cum are Titi Aur. Tu știi Academia Titi Aur? Este imensă. Acolo și am Așa vreau și eu. Academia Moroșanu, să vină nu știu câți copii să facă sport. Un copil care face sport știe foarte bine ce înseamnă responsabilitatea. Un copil care face sport știe ce înseamnă disciplina, știe ce înseamnă victoria, știe ce înseamnă înfrângerea. Altfel crezi un individ care poate să fie util societății în care trăiești. Și rolul nostru este să facem chestia asta. Și rolul meu este să am această academie și să fiu un mentor pentru ei. Cătălin, sunt convinsă că o să reușești să-ți duci acest plan până la capăt. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și a fost o reală plăcere. Îți mulțumesc! Și eu îți mulțumesc frumos, Gianina, și să dea bunul Dumnezeu să ai cât mai multe astfel de emisiuni frumoase. Mulțumesc!